Salutare și bine v-am găsit la un nou video în care vom rezolva câteva exerciții cu logaritmi. În descriere găsiți clipul cu proprietățile logaritmilor care vă vor ajuta în rezolvarea exercițiilor. Exercițiul 1. Să se arate că numerele 1, logaritmul în baza 3 din 9 și radical de ordinul 3 din 64 sunt termenii unei progresii geometrice. Prima condiție, ca trei numere să fie în progresie geometrică. Deci avem numerele A, B și C. Vom scrie formula. A, B și C să fie în progresie geometrică. Este B este egal cu media geometrică dintre A și C. Bun. Pentru rezolvarea exercițiului, ar trebui să. Aducem logaritmul și radicalul la o formă mai ușoară. Logaritmul în baza 3, din 9, îl putem scrie ca logaritm în baza 3 din 3 la a doua. Știm că puterea trece în fața logaritmului și obținem 2 logaritmul în baza 3 din 3. Iar logaritmul în baza 3 din 3 știm că este 1. 2 ori 1. Este egal cu 2. Deci, logaritmul în baza 3, din 9, este egal cu 2. Și radical de ordinul 3 din 64 îl putem scrie ca radical de ordinul 3 din 4 la 3. -a. Deci, dorim să scăpăm de radical de ordinul 3. Iar asta înseamnă radical de ordinul 3 din 4 la 3, -a, înseamnă 4. Deci noi avem, am aflat cele trei numere. Deci care sunt 1, 2 și 4. Iar noi trebuie să verificăm că ele sunt în progresie geometrică. Adică 2 trebuie să fie egal cu radical din 1 ori 4. Unde rezultă că 2 este egal cu radical din 4 și rezultă că 2 este egal cu 2 ceea ce este adevărat, deci numerele noastre sunt în progresie geometrică. Sunt termenii unei progresii geometrice. Exercițiul 2. 1 pe 2 la puterea minus 3. Știm că minusul la putere ne schimbă fracția, adică 1 pe 2 se transformă în 2 pe 1, adică 2 la puterea 3. -a. Treia, minus logaritmul în baza 5 din 25, putem să-l scriem ca logaritmul baza 5 din 5 la puterea 2. 2 la puterea 3 este 8 minus puterea 2 trece în fața logaritmului și vom obține 2 logaritmul baza 5 din 5. Este egal cu 8 minus 2 ori Știm că logaritmul baza 5 din 5 este întotdeauna 1, adică 8 minus 2 ori 1, care este egal cu 8 minus 2, care este egal cu 6. Exercițiul 3. Să se arate că numărul A este natural. A este egal cu. Observăm că avem un șir de adunări între logaritmi în aceeași bază. Și noi știm că adunarea înseamnă înmulțire. Putem scrie totul sub un singur radical, sub formă de înmulțire. Adică logaritmul baza 3, din 2 supra 1, ori 3 pe 2, ori 4 pe 3, ori puncte-puncte, ori 9 pe 8. Care este egal cu logaritmul baza 3 din? Efectuăm simplificările. Observăm că 2 cu 2 se reduce, 3 cu 3, 4 cu 4 și așa mai departe. 8 la fel se reduce și ne-ar mai rămâne doar logaritmul baza 3 din 9 supra 1, adică din 9. Care este egal mai departe cu logaritmul baza 3 din 3 la 2. Puterea trece în față, logaritmul baza 3 din 3 este 1, deci este egal cu 2 ori 1, care este egal cu 2. Care 2 este număr natural, deci aparține lui n. Exercițiul 4. Să se calculeze. Avem o adunare și o scădere. Știm că adunarea între logaritmii cu aceeași bază înseamnă înmulțire, iar scăderea împărțire. Și putem scrie totul sub un singur radical. Logaritmul baza 6 din 3 ori 10 supra 5. Adică logaritmul în baza 6 din 30 supra 5, care este egal cu logaritmul în baza 6 din 6 care este egal cu 1. Exercițiul 5. Să se calculeze logaritmul baza 5 din 25 minus logaritmul baza 3 din 9. Observăm că primul logaritm este în baza 5, iar 25 se poate scrie ca 5 la puterea 2. Și vom scrie logaritmul baza 5 din 5 la puterea 2 minus Logaritmul în baza 3 din 9. Observăm și aici că putem scrie pe 9 ca 3 la puterea 2. Puterile trec în față. 2 logaritm în baza 5 din 5 minus 2 logaritm în baza 3 din 3. Deci logaritmul în baza 5 din 5 face 1, logaritmul în baza 3 din 3 la fel face 1. Și vom obține 2 minus 2, care este egal cu 0. Exercițiul 6. Să se arate că numărul radical de ordinul 3 din 2 este, la puterea logaritmului în baza 2 din 8 este natural. Ce putem face? Să încercăm să-l scriem pe logaritmul în baza 2 din 8. Mai simplu, logaritmul baza 2 din 2 la 3. -a. Deci pe 8 putem să-l scriem ca 2 la 3, -a, care este egal cu, cu puterea care trece în față 3 ori logaritmul în baza 2 din 2. Logaritmul în baza 2 din 2 este 1, deci este egal cu 3 ori 1, care este 3. Deci, numărul nostru, radical de ordinul 3 din 2, la puterea logaritmul în baza 2 din 8, am aflat că este 3, va fi egal cu 2, pentru că radical din ordinul 3 cu puterea 3 -a se reduce. Mai departe, să se, se compare numerele 2 la puterea 2 -a și logaritmul în baza 2 din 32. 2 la puterea 2 -a înseamnă 4, să vedem în continuare logaritmul baza 2 din 32. Cum îl putem calcula? Observăm că logaritmul este în baza 2, iar 32 îl putem scrie ca, putere de ca bază de 2. Deci vom avea logaritmul în baza 2 din 2 la 5 -a, Pentru că 2 la 5 -a este 32. Puterea trece în față, 5, logaritmul în baza 2 din 2 care este egal cu 5 ori 1, deci logaritmul baza 2 din 2, din nou, specificăm că este 1, deci 5 ori 1 este egal cu 5. Rezultatul nostru. Exercițiul 8. Să se calculeze Logaritmul în baza 3 din 5 plus logaritmul în baza 3 din 6 minus logaritmul în baza 3 din 10. La fel avem o adunare și o scădere, ceea ce înseamnă o mulțire și o împărțire. 5 ori 6 supra 10 este egal cu logaritm în baza 3 din 30 supra 10, care este egal cu logaritmul în baza 3 din 3, care este egal cu 1. Exercițiul 9. Să se, se calculeze. Logaritmul în baza 2 din 4 plus 1 pe 2 la puterea minus 1 minus radical de ordinul 3 din 8. Deci va fi egal cu logaritmul în baza 2 din 4 este egal cu logaritmul baza 2 din 2 la a doua. Plus 1 pe 2 la puterea minus 1 este 2. Minus radical de ordinul 3 din 8. Putem scrie radical de ordinul 3 din 2 la 3. Deci este egal în continuare cu 2 ori radical de ordinul 2 din 2. Plus 2, minus. Iar radical de ordinul 3 cu puterea 3 -a se reduce și ne rămâne 2. 2 cu 2 se reduce și obținem 2 ori logaritmul în baza 2 din 2, 1. 2 ori 1, care este egal cu 2. Și exercițiul 10. Avem de calculat logaritmul baza 2 din 3 minus logaritmul baza 2 din 3, 3 supra 2. Deci știm că minusul înseamnă împărțire între logaritmii cu aceeași bază. Logaritmul baza 2 din 3 supra 3 pe 2 este egal în continuare cu logaritmul baza 2. Cu 3 ori transformăm împărțirea în înmulțire. Deci este egal cu logaritmul baza 2 din 3 ori 2 pe 3. 3 cu 3 se simplifică și obținem logaritmul baza 2 din 2 care este 1.